față de criza trecută, pare că antreprenorii au devenit, nu știu, puțin mai flexibili. Am văzut antreprenori care și-au adaptat cumva business-ul, cumva mai diferit. Era o companie din Brăila care am văzut că până acum 2-3 luni produceau tricouri, pantaloni și așa mai departe, iar acum fac măști fashion. Pe tema asta am discutat cu domnul Vlad Craioveanu, care este cofondator Impact Hub, și dumnealui cunoaște foarte mulți antreprenori care și-au făcut la fel schimbări, nu chiar radicale, dar și-au modificat un pic cu business-ul. Domnul Craioveanu, cum a fost în perioada asta la dumneavoastră acolo? Ce să spunem? În primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Perioada asta este una complet atipică. Dacă la începutul anului planurile noastre arătau într-un fel, în momentul de față funcționăm pe cu totul și cu alte planuri de business și pe alte premise. Este o perioadă foarte provocatoare din punct de vedere business, din punct de vedere model de business, mai ales pentru noi. Însă în același timp, ce am învățat este că genul ăsta de perioade sunt totuși niște oportunități de a căuta, găsi, implementa soluții noi și sau diferite. Și cred că asta încercăm să facem. În cazul dumneavoastră, ce fel de oportunități ați găsit? Sau că, dacă le puteți spune, nu știu, că poate sunt planuri și nu vreți să le afle, poate, nu știu, un alt competitor. Deci cred că sunteți cam singuri pe piață, nu? Nu suntem nici pe departe singuri din piață. Industria de spații, shared office, cowork, a crescut foarte mult în ultimii ani, în mod special în ultimii 2 ani, astfel de față aș spune că că e o piață destul de matură din punct de vedere al suprafețelor în București. Pentru noi perioada asta ne-a ajutat, ca să spun așa, ne-a ajutat în business la nivel de venituri, însă ne-a creat ocazia să ne reorganizăm ca echipă, să eficientizăm niște procese, să ne uităm puțin mai multă atenție la cum facem lucrurile și ce facem intern. Ne-a creat perspectiva de a învăța mult mai mult despre ce înseamnă online. În ultima perioadă am avut foarte multe evenimente desfășurate online și tot felul de conferințe, tot felul de workshop-uri și așa mai departe. Astfel încât am descoperit, să spunem, noi oportunități. Iar din punct de vedere business, core business, ne-a provocat să regândim puțin modelul în care funcționăm. Și de altfel, în perioada imediat următoare o să lansăm niște servicii și niște tipuri de abonamente puțin diferite față de cum au existat ele până acum, cumva adaptate la modul în care este obișnuită lumea să se uite la lucratul din birouri, adaptate la un nou model de lucru care presupune nu doar ancorarea într-o singură locație, într-un spațiu fizic fix, ci poate permisivitatea de a lucra din diverse locații care să-ți ofere condiții propice de lucru. Am înțeles de la dumneavoastră că anul acesta este sub cel de anul trecut din punct de vedere al business-ului. Mă gândeam că poate, nu știu, având în vedere că multe firme au probleme cu plata chiriei, deși a fost un proiect făcut de Parlament, adoptat, mă rog, iar Ministerul de Finanțe nu știe cine trebuie să facă normele în sensul ăla, se acordau practic niște facilități pentru plata chiriei și așa mai departe. Mă rog, sărim peste chestia asta, nu trebuia în teorie să vină poate mai mulți antreprenori către dumneavoastră? Am observat și eu o realitate. A existat imediat după ce s-a starea de urgență, a existat un val foarte puternic de cereri care au venit către noi, în mod special de la companii mici și medii. Deci aici vorbim de companii până în 20-30 de oameni, care și-au pus serios problema unor alternative față de biroul lor clasic. Acum sunt într-o clădire sau într-o vilă sau un spațiu de birouri unde plătesc o chirie constant în fiecare lună pe o perioadă de timp destul de mare. În general, contractele în real estate pe zona de birouri se semnează pe 3-5 ani, poate chiar și mai mult.
Deci asta înseamnă că ești blocat în niște condiții contractuale destul de clare. Pe când ce facem noi îți oferă flexibilitate foarte mare din punct de vedere contractual. Ai oportunitatea să intri, să ai perioade mai scurte de timp, să prelungești, să-ți iei spațiu pentru cât ai nevoie astăzi, urmând ca poate luna viitoare să crești suprafața pe care o folosești sau să o scazi. Cumva Impact Hub și spațiile noastre de coworking îți oferă această posibilitate și flexibilitate totală vis-a-vis de lucrurile astea. Și asta înseamnă de fapt o plus valoare pe care noi o oferim clienților care lucrează aici și încercăm să ne adaptăm pe business-ul fiecăruia. Ceea ce unui client obișnuit îi oferă mult mai mult un suport real în ceea ce înseamnă cheltuielile cu spațiile de lucru, nu mai are nevoie de investiții, nu mai are nevoie de nimic altceva. El se concentrează pe ceea ce știe el să facă cel mai bine, business-ul. Sunt curios, ce schimbări ați făcut acum în cele trei centre mari din București pe care le aveți, din punct de vedere al investițiilor, nu știu, măsuri pentru siguranță, de fapt, împotriva COVID? Noi am avut foarte multe discuții și cu clienții noștri, am încercat să ne informăm din cât mai multe surse oficiale despre care ar fi condițiile optime în care cineva ar trebui să lucreze într-un spațiu de birou. Am optat să schimbăm tot procesul de intrare în spațiile noastre. Asta este obligatorie. Există un check-in în fiecare zi pentru toate persoanele care vin la noi în spațiu, inclusiv verificarea temperaturii. Pe lângă asta s-a schimbat și s-a îmbunătățit tot procesul de curățenie în spațiile noastre. Se face frecvent ceea ce se numește o curățenie chimică care ar trebui să elimine orice virus din spațiu, care se face în mod special noaptea pentru a nu exista nicio problemă de prezență umană în spații. Deci toate lucrurile astea ajută să ținem spațiile sigure și să ținem spațiile cât mai bine pregătite pentru oameni. Noi, spre exemplu, n-am optat să introducem ceea ce am mai văzut în piață, plexiglas. Am încercat să limităm introducerea plasticului în viața noastră cât mai mult, însă ceea ce am făcut a fost să distanțăm birourile. Noi, practic, ne-am diminuat capacitatea numărului de oameni în locații cu aproximativ 25-30% în funcție de locație, pentru că am distanțat birourile, creând spațiu suficient între oameni, astfel încât să nu fie nevoie de separatoare sau de pereți de plastic. Un alt lucru pe care am ales să-l facem a fost să investim în plante. Cumpărați noi seturi de plante, copăcei, care să creeze o atmosferă cât mai plăcută, pe de o parte, și pe de altă parte inclusiv să ajute la calitatea aerului din birou. Și lucrul ăsta se simte. Adică, până în momentul de față, clienții noștri apreciază foarte mult măsurile pe care le luăm. Nu am avut probleme din punctul ăsta de vedere. Nu există nici situații mai puțin fericite de încălzire sau de genul ăsta. Dar se simt toate astea și în preț? Adică ați modificat prețurile în sus? Nu se simt în preț, nu am modificat prețul în sus. Am considerat și considerăm că e un lucru, e un cost al operării. Noi, la urmă, e un cost al operării genului ăsta de business. Nu e neapărat un lucru fericit, o să evaluăm și noi cum evoluează lucrurile în timp. Încă în continuare, după cum puteți să vedeți și noastră, se tot introduc măsuri noi, se elimină unele, apar altele. Adică e destul de dificil uneori să poți să-ți faci un plan pe termen lung și atunci să știi cum îți alterezi modelul de business și PNL-ul pe termen lung. Momentan nu am operat genul ăsta de modificări. Mai mult decât atâta, ne uităm la soluții prin care să scădem prețurile. De altfel, unul din lucrurile pe care le
le vom introduce în curând, vor fi niște abonamente cu acces pe zi, în mod special pentru cei care lucrează parțial într-un birou clasic și parțial au flexibilitatea și posibilitatea să lucreze din altă parte. Și încercăm să fim cât mai eficienți pentru toată lumea, inclusiv pentru noi. Evident, business-ul trebuie să fie sustenabil. Dumneavoastră a discutat și cu alți antreprenori care vin și, și stau în spațiile dumneavoastră. Ei cum au văzut criza asta? Că, nu știu, au venit cu câteva idei noi, presupun că discutați liber cu ei. Absolut. Și avem cumva norocul și posibilitatea să interacționăm cu foarte mulți antreprenori și foarte multe echipe în business-uri extrem de diferite și criza asta și perioada de până acum, ultimele luni, au afectat diferit, în momente diferite și în valuri diferite diverse industrii. Sincer, deși foarte multă lume vorbește despre efectele dramatice pe care le are criza asta de sănătate în economie și în business, ele sunt, cel puțin deocamdată, mult mai mici decât crede lumea sau decât se aștepta. Cumva, criza precedentă a făcut, ne-a învățat pe mulți dintre noi să luăm niște măsuri foarte rapide de precauție și asta înseamnă să fim puțin mai atent la ce bani ai rezerve, la ce tipuri de cheltuieli, la cât de mult te arunci să faci investiții sau cheltuieli cumva care nu țin de core business. Toate lucrurile astea cumva cred că ajută în perioada asta. O să vedem care sunt efectele pe termen lung, dar cel puțin deocamdată, ușor, ușor, multe industrii care au intrat pe pauză, ca să folosesc traducerea în română a cuvântului on hold, pentru o săptămână, două, o lună, două, ușor, ușor revin. Activitatea lor revine și atunci nu este o criză profundă. Da, cred că putem să ne uităm la toată lumea și cred că sunt excepții companiile care anul ăsta vor avea cifre de afaceri mai mare decât anul trecut sau profituri mai mari decât anul trecut. Dar în același timp, companiile, cred că multe dintre ele supraviețuiesc. Da, sunt industrii care sunt și au fost extrem de afectate de perioada asta, cum suntem și noi de altfel. Însă, cel puțin deocamdată, există, se vede o revenire. Aveți exemple de, nu știu, antreprenori, prieteni de dumneavoastră care și-au schimbat, nu știu, cumva mai diferit business-ul, nu știu, ceva diferit, nu știu, poate, nu știu, unii și-a făcut, avea poate un restaurant cu terasă și poate și-a făcut și un cinematograf. Da, cunoaștem genul ăsta de pivotări, dar care pivotările astea au fost foarte mult contextuale. În general, vorbim despre companii sau vorbim despre antreprenori care aveau niște resurse nefolosite și și-au dat seama că poate să facă altceva cu ele. Spre exemplu, firma de evenimente care avea inclusiv resurse pentru servicii de catering și a deschis o linie de livrare de mâncare care a funcționat foarte bine pe perioada asta de urgență. Cum spuneai și tu puțin mai devreme, dacă știm să coasem, acum vindem și măști. Și tot felul de alte pivotări, reinventări radicale, adică nu mai fac ce am făcut până acum, fac ceva complet diferit, nu pot să menționez, pentru că sincer. Știu că aveți și un incubator de afaceri. Cum merge în perioada asta? Că presupun că trebuie să vă întâlniți online sau le faceți, aveți întâlnirile acolo, în spațiile dumneavoastră? Nu, facem, totul se întâmplă online. De luni de zile deja totul a trecut în online. Evenimente fizice sunt extrem de rare și probabil că așa va arăta toamna pe tot spectrul evenimentelor și întâlnirilor offline, mai ales că există inclusiv
constrângeri. În momentul de față nu poți să faci un eveniment indoor cu mai mult de 20 de participanți și ei, în situația în care faci, trebuie să respecti diverse alte norme. Totul se desfășoară online. Oamenii s-au obișnuit cu online-ul ăsta. Online-ul are și avantaje. Apropo de întâlniri, apropo de discuții, conversațiile sunt mult mai focusate, sunt mult mai concentrate pe subiect. Funcționează și așa. Din punct de vedere antreprenorial și pentru startup-uri, mie mi se pare că perioada asta nu e o perioadă cu foarte multe oportunități, pentru că în momentul în care ești la început de drum, structura de costuri oricum este foarte simplificată și atunci pur și simplu ai avut niște timp în care să te concentrezi pe business-ul tău, mai mult decât atâta, pentru că foarte multă lume, ce țin în starea de urgență, a stat acasă, mentori, advisori, finanțatori, erau mult mai ușor de contactat și era mult mai simplu să stai de vorbă cu ei, pentru că oamenii erau disponibili pentru tot felul de întâlniri și conversații. Deci aș zice că, din punctul ăsta de vedere, lucrurile funcționează în continuare. Dar finanțatorii își riscă banii în perioada asta? Că vorbim de startup-uri, aveți incubatorul ăsta de afaceri și de multe ori înțeleg că la ele mai participau și unii finanțatori. Funcționează? Da. Absolut. Banii nu au dispărut. Apetit pentru risc asta. Banii nu au dispărut. Atâta timp cât ideile funcționează și cât ideile sunt, inițiativele și startup-urile au un produs cu potențial și viabil, dacă e și demonstrat într-o oarecare măsură, poate mai bine, evident că există interes. Și tot ce înseamnă scena de startup-uri și investiții în startup-uri în România crește în fiecare an. Volumul de bani disponibil, aș îndrezni chiar să cred că în momentul de față este poate puțin mai mare decât capacitatea de absorție din perspectiva antreprenorilor. Dar evident, nu, banii nu vin niciodată gratuit, nu sunt un cadou, banii se corelează cu idei bune care funcționează și care funcționează pe termen lung. Cumva toți antreprenorii și inclusiv asta simțim noi în business, criza asta medicală nu va dispărea mâine, asta cu siguranță. Și cu toții ne uităm la diverse soluții prin care să mitigăm perioada asta. Dar lumea nu se oprește, lumea nu s-a oprit. Consumul, economia, ele funcționează în continuare. Se schimbă puțin regulile, se schimbă puțin psihologia consumatorului, dar lucrurile funcționează. Spre exemplu, apropo de cei care înțeleg cum funcționează mult de tot psihologia consumatorului. Că poate orice business se adresează unor consumatori, indiferent că este business to business sau business to consumer. Absolut. A înțelege valoarea adăugată pe care tu o oferi clienților este critic. Dacă vrei ca business-ul tău să treacă cu bine prin perioade de genul ăsta sau chiar și să crească. Uite, apropo de lucrul ăsta, noi în luna martie aveam, înainte să se declanșeze starea de urgență, aveam peste 450 de oameni, de membri de echipă, freelanceri, antreprenori, care lucrau în spațiile noastre. În decurs de 4 zile, toți s-au mutat acasă la începutul stării de urgență. Când am repornit după starea de urgență, am redeschis spațiile, luasem deja implementase noi măsuri de siguranță. Au revenit o parte din ei. În prima săptămână cred că am avut 10% care au revenit la birou. Ușor, ușor, din ce în ce mai multă revine. Din ce în ce mai multă lume revine la birou și la a-și face lucrurile și proiectele și la a-și derula business-ul. Însă s-au schimbat câteva lucruri radical în abordare. Oamenii se uită cu mult mai multă atenție la
cât de mult timp petrec în trafic, de acasă până la birou, se uită cu mult mai multă atenție la care sunt condițiile de lucru dintr-un spațiu de birouri, caută conectarea cu alți oameni, adică spiritul de comunitate, conectivitatea, colaborarea sunt la fel de importante ca și înainte. Și ăsta este probabil unul din lucrurile pe care le-am pierdut în toată perioada asta, pentru că distanțarea asta socială la care suntem constant expuși lasă niște urme. Însă suntem oameni, suntem sociabili, avem nevoie de colaborare, avem nevoie de socializare. Și socializarea asta nu înseamnă doar bere. Socializarea asta profesională înseamnă să te întâlnești cu oameni ca tine și să construiești proiecte sau să lucrezi la proiecte sau să dezvolți business-uri sau să rezolvi diverse probleme. În perioada stării de urgență, presupun că ați avut business-ul închis, nu? Sunt curios, ați băgat oamenii în șomaș tehnic? Cum ați făcut atunci? Tehnic, business-ul nostru a funcționat în continuare pentru că, din punct de vedere legal, spațiile de birouri nu au fost închise. Practic, noi nu am funcționat. Le-am recomandat clienților să plece acasă. Deci, practic vorbind, putem să spunem că am fost închiși. Însă, primul lucru la care noi ne-am uitat în momentul în care ne-am dat seama că asta se va întâmpla în perioada următoare, a fost să ne punem problema ce facem cu echipa. Avem peste 30 de, jur de 30 de oameni care lucrează în echipa noastră și evident avem o responsabilitate față de ei și față de ce li se întâmplă. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne reorientăm și să ne reinventăm modul în care lucrăm. În perioada stării de urgență au existat câțiva oameni din echipă, adică un procent foarte mic, care a fost în șomaș tehnic o lună. Majoritatea nu au fost trimiși în șomaș tehnic, pentru că ei au și lucrat în continuare, adică nu puteam să trimitem oamenii în șomaș tehnic, ei sunt lucrând. Nici moral, nici legal. Cum vi s-a părut măsurile astea guvernamentale? Am avut IMM Invest, am avut asta să se plătească taxele mai târziu, după aia am avut la impozitul pe profit și impozitul pentru micro-întreprinderi acele bonificații, poate trebuia să le pună și pe TVA și pe altele, poate, nu știu, pe contribuțiile pentru angajați. Cum vi s-a părut, din punctul dumneavoastră de vedere, ca antreprenor? Au fost bune? Au fost de ajuns? Hai să începem cu prima întrebare. Au fost bine. Au fost surprinzătoare și am să fiu foarte direct cu tine, pentru că noi am învățat de-a lungul anilor că nu trebuie să ne așteptăm la mai nimic din partea statului. La urmă, mediul privat trebuie constant să se adapteze la regulile impuse de stat, dar e bine să nu te aștepți că statul să vină să te salveze. Se întâmplă în cazuri mai degrabă excepționale chestia asta, dar nu intră în discuția asta. Deci a fost o surpriză. Până la urmă, orice măsură care a fost luată, și au fost niște măsuri luate, au ajutat. Și au ajutat, să zic, măsurile astea nu au rolul să salveze business-ul. Dacă business-ul tău funcționează, măsurile astea te pot ajuta să ai un cash flow mai bun. Da. Și să poți să supraviețuiești cu niște venituri diminuate pentru o perioadă de timp mai mare. Dacă business-ul tău nu funcționează, dacă modelul tău era nefuncțional oricum, măsurile astea nu te salvează. Și din nou, cred că aici trebuie să înțelegem cu toții că rolul statului nu este să vină să pună bani în portofel. Rolul statului este să te ajute să nu te încurce în primul. Cred că asta e principalul rol al statului, să nu te încurce și să te ajute din când în când. Măsurile luate au fost bune și măsurile anunțate care nu au fost toate ar fi fost bune. La fel cum și măsurile anunțate la care nu există niște norme sau nu sunt aplicate. Sunt. Da. Dar aici e un spectru foarte larg. E
și un an electoral. Sunt curios, vă este teamă ce o să se, la ce o să se întâmple după alegeri? Pentru că la cum este situația bugetară în momentul de față, poate e posibil să vedem, nu știu, poate taxare pe capital, mă gândesc, se tem antreprenorii de chestia asta? Nu cred că sunt în măsură să dau un răspuns cu ce cred că se va întâmpla după alegeri, pentru că nu cred că e nimeni în măsură să răspundă la chestia asta în momentul de față. O să vedem. Încă sunt multe lucruri care se întâmplă și unul din avantajele pe care noi le avem este că suntem parte din Uniunea Europeană. Și la nivel de Uniunea Europeană se iau totuși niște măsuri care se aplică în toate statele, care ajung implicit în economie, ajung implicit și în economia românească. Și ăsta este poate unul dintre cele mai mari avantaje pe care le avem în momentul de față. Nu suntem un stat bogat, avem resurse limitate, trebuie să înțelegem chestia asta. Asta e. Deci dacă vedeți o taxare suplimentară, veți spune asta e, nu? Practic, poate să acceptați, nu prea aveți încotro. Că... Exact. Adică, da, poți să alegi să te oprești, poți să alegi să ieși în stradă, poți să alegi să lupți împotrivă, dar la finalul zilei niște măsuri impuse sunt niște măsuri impuse. Vom vedea. Nu cred că lucrurile... Dacă va fi rău în economie, va fi rău pentru toată lumea. Nu o să afecteze o singură industrie sau un singur sector. Așa că, cumva, vom vedea. Eu sper, acum asta e speranța mea, ca niște lucruri să se îmbunătățească. Și, de regulă, consider că sunt un optimist și cred că niciodată nu e prea târziu. E mai important să ne uităm mai degrabă spre viitor decât să tot arătăm cu degetul despre ce nu s-a făcut sau ce s-a făcut greșit sau ce ar fi să se facă. E cumva tardiv, inutil și nu face decât să ne consume energie și timp. Mai bine ne concentrăm pe ce avem mai departe. Eu personal, mie mi-ar plăcea, de exemplu, să văd o schimbare a politicii de taxare pe forța de muncă. Cred că asta ar ajuta. Da. Pentru că dacă vrem ca economia să crească pe ansamblu, trebuie să avem oameni bine plătiți și bine pregătiți. Și ele merg mână în mână. Da, dar dacă se întâmplă partea asta pe partea, practic trebuie undeva să vină bani pentru a suplimenta lipsa de la contribuțiile pe forța de muncă, să spunem. Probabil se va duce către taxare pe capital ori pe consum, nu știu, poate vine pe TVA, habar n-am, nu? Poate să se ducă pe taxare pe profit. Poate să se ducă pe alte tipuri de taxare. Adică, știi, noi avem... În momentul în care tu ai taxe foarte mici, de exemplu, pe profit, ai taxe foarte mari pe costurile salariale și pe alte tipuri de taxe, atunci, la finalul zilei, oamenii încearcă să facă profituri cât mai mari, pentru că acolo... Da, că nu plătesc taxe mari. Nu plătesc taxe. Și așa se menține inclusiv univers salarial mic, pentru că nu vrei să... Adică pe aceleași costuri pe care le-ai avea, prefer să ai salarii mici, pentru că îți rămân mai mulți bani în business sau fel, raportăm profituri mai mari. Da. Pe aceleași costuri poți să ai o altă structură. E multă, e și despre economie, și despre cifre, și despre filozofie. Să dezbatem mult și bine. Aveți un sfat pentru antreprenori? Pentru cei mai tineri, cei care fac startup-uri în principal. Am o
învățat că e bine să fii rezervat cu sfaturile și e important să dai mai degrabă, să încerci să ajuți punctual decât să fii generalist. Așa că nu e un sfat, e mai degrabă un gând ce o să spun acum. Eu aș profita dacă aș fi într-o poziție de startup în momentul de față și aș avea un produs nou. Aș profita la maxim de toate oportunitățile care sunt în momentul de față, să dau drumul cât mai repede la orice. Cumva avantajul unui startup este că se mișcă extrem de rapid în piață, iar în vremuri tulburi, când lucrurile sunt foarte volatile, companiile mai mari sunt un pic mai precaute și merg puțin cu frâna de mână trasă, pe când un startup care nu are nimic de pierdut poate să navigheze foarte rapid.